Mă speria să mi-am crezut că am intrat cu altcineva în joc. Bă, Bogdan, ce facem? Faceți repede schimb de conturi. Asta sunt eu. Ok, Bibi. Ok, asta e Bibi. Oh my god, what is the... Ah, câine. Zici că e un lup. Ce alegere. Salut din Bar Fan Club. Și bine ați revenit la un nou episod. În acest episod o să ne super distrăm, o să ne jucăm online, așa că Bogdan, sunt super curioasă ce o să facem. Explică-ne. Astăzi o să facem o seară de gaming. Da, ți-ai auzit bine, o seară de gaming în care o să ne adunăm toți trei și o să ne jucăm două jocuri. Puteți să le jucați și voi dacă n-aveți ce face acasă. Este o idee foarte bună să mai pierdeți din timp. O să ne jucăm pe rând, unul de cultură generală și unul de ghicit ce desenează celălalt. Haideți să ne și punem căștile de gameri, să ne sunăm și colegii și să începem joaca. Bă, Vlăduțu, ce-i cu numele ăla, mă? Sirena ta, mă. Nu pot să cred, ăsta ești tu, Vlad? V-am să scriu Sirena TKA, dar am zis că lasă așa. Mă speria să m-am crezut că am intrat cu altcineva în joc. Selecția bază e partea mea preferată. Faceți repede schimb de conturi. Înceana... Oh, început deja. Înceana a fost produs să dai Matiz, mașina de clasă sunt ticat. Ok. Matiz, aia mică, aia mică. Anul care e născut. Nu-mi plac mașinile în apărarea mea. Nu te cred! Nu poți să crezi! Bibi! Damn! Ce alegere! În ce an a lansat Disney filmul animație Pinocchio? Bibi, dacă nu dai fix la asta, trebuie să știi. Hai că trebuie să știu. Nu, am pus la plăteală, 1180. Da, bine că ne-ai zis. Nu, eu zic că e mai nou, 2004, frate. Oh my god! Sunt tare. Bă, Bogdan, ce facem? Vă fac să credeți că eu slab și o să vin din urmă, o să vă dau direct în cap. Nu, eu sigur o să mor pe aici. Da. Hai că mi-am și eu o bază ceva aici. Păi vezi că Bibi te cam înconjoară. Da, Bibi se extinde pe teritoriul meu un pic. În ce secol a domnit Alexandru cel... Mamă, și am luat 10 pe lecția asta când eram copil mic. Nu știu ce am scris. Nu știu ce am scris. Mamă, o să par ultimul prost iarăși. Am pus un an. În ce secol, bă? Nu pot să cred, rușine. Bogdan! Bă, Bogdane, bă! Cred că mi-a spart și lumina, bă! Oh, no! În ce an a inventat americanul Richard banda adezivă? Nu știu. Am să pun acum 15. Deci dacă iarăși... Da. Runda mea? Yeeeey! Iar ultimul! Mamă, e Bogdan. Nu prea mă gândesc la dat palme. Greu. Greu. O să mă duc spre Vlăduțu încet. Care este sportul național în Japonia? Hai ca asta e ușoară. Păi nu e ușoară. Ba da. Aha, e ușoară. Bravo, sunt tare amândoi. Dar toate puneau japoneze. Bravo, să te vedem. Nu pe mine. Sunt acolo mic, neajutorat. Aaaa, nu pot să cred. Slăduțiu. Aoleu, ce-i asta? Ce-i asta? Mamă, mă fac de râs dacă nu știu pe asta. Fai de capul meu. Uha, ce bine. Asta era o întrebare de istoria muzicii. De câte ori a câștigat România Cupa Davis? Cine e aia? Chiar pe bine, Vlăduțiul, bravo, ai supraviețuit. Da, asta, Bibi. Dă-mi minimă dacă ești tare, dă-mi minimă. Dă-mi dacă ești tare. Am apăsat deja butonul. Care din următoarele este o plantă medicinală? Ușor. Bine, bravo, prieteni, yes. Bravo. Hai că nu-s așa prost. Câte are Evanghelii sunt generați în cartea lui Enoch? Nu știu. Asta a fost... Eu am zis, deci eu am arătat pe cameră că-s 7, frate, de când știam. Wow! Bă, dar mai dat și mie, mă simt așa de... Care era denumirea latină a localității Cadiz, Spania? Aoleu, nu știu. Mamă, mă fac de ris. Dar Disman este care informații? Ok. Hai, că asta a fost simplă. Da, extraordinar de simplă. Vezi, nu căuta pe Netecheș, vezi că... Chit că nu... Nu caut! Ok. Okay. Câte acte are? Mamă, ce? Ce? Nu știu. Asta, frate? Total la nimereală. Nu că e ușor, frate. E ușoară, Vlăduțiu. Ușoară. Nice, știam eu. Ți-am sărit în cap. Jucăm... Care este limba de proveniență a cuvântului Harney?
Cine e Harley? Ce, păi cine, mă, cred că o, nu știu, o franceză. Yes! Bine, Bogdan! Yes! Te duci! Simt ușor cum te duci la vale, Blăduțiu. Cât este? Asta e ușoară. Matematica e punctul meu forte, așa că... Dacă nu okay. știam asta, vă jur, nu. Închideam bravo, băieți, sunt mândră. Sunt mândră de voi. Aoleu, nu știu ce înseamnă asta. Bă, nu știu, o să scriu... De ce cred? Nu, cred că am greșit total. Și eu... Bă, nu pot să cred, flătuțule! Da, da. Cum se traduce fast food? Oh my god. Șarmola. Șarmola, eu n-am mâncat niciodată șarmola. Șarmola. Câți ani trăiește media părului? Nu știu ce am scris. Câți ani? 100, dar băiat, că unde te crezi? Cât? Da, uite, mă. Care copacul? Copacii mor. Care dintre următoarele orașe se află în Columbia? E ușoară asta, e cea mai simplă ușoară. Da, 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 am fost acolo de 3 ori vara asta. Ok. La cine să mă duc? Hai la mine dacă ești tare. Vrei hai. Tu? Hai, Bogdan. Hai, mă. Hai la tine. Hai, mă, dă-i. Ok. Câți metri parcurge melcul pe secundă? Hai că da. Pe secundă câți metri? Cine a făcut întrebările astea? Hai, e simplă, mă. E simplă. Da! Dar voiam să pun bine. Aia. Ce grad militar. Ce grad militar avea Constantin? Aoleu. Asta e ușoară, Blăduțiu. Asta e ușoară. Mai am una, deci dacă îmi dai una mor. Haide. Bine. Ok. Cine a... Ce? Ce a proiectat arhitectul? Da. Nu, asta e... Gheorghe. Pus așa. E prea ușoară. E ușoară, e ușoară. Oh my god, tu ce-ai știut? Scuzați-mă pe mine. Cred că mai recent, așa un picuț, că... E anul trecut. Nu te cred. Nu pot să cred. Oh nu my pot god, să cred. Lasă-o la mama naiba. Bine, Bibi! Bogdan? Te-am făcut praf? Bă! Sunt și de joc! Cine știți a de ce? Câștigat? Știți de ce am pierdut eu? Că am spart decul la început și înseamnă ghinion, mă, că dacă spargi un bec slash oglindă, ai ghinion. Locul 1 este doamna, domnișoara Bibi, scuzați-mă pe mine. Locul 2 este sirena ta, adică Vlad Grigore, și pe locul 3 este Bogdan. Deci în momentul ăsta o să jucăm un joc numit Scribble, e un joc foarte mișto, vi-l recomand să-l jucați cu prietenii, o să joc cu partenerii mei în afacere, adică Bibi și Bogdan. O să jucăm 5 runde a câte 50 de secunde în limba romanian. 60 de secunde, un minut, hai pune 60 de secunde, te rog. Bine, 60 de secunde, mă cheamă cel mai tare, yes. Normal numele meu e cel mai tare desenar, dar nu se vede tot. Eu l-am ales bun. Cu Basic cu Blăduțiul. Hai să începem, eu m-am dus, cine desenează primul? Eu sunt primul. Blăduțiul. Casă, copac, lemn, masă. Eu chiar îmi dau interesul, vreau să câștig. Uitați-vă acum. Finish, Japonia. Gym. Bandă. Yes. Am luat-o primul, am luat-o primul, bandă, da, nice. Nu, mai, tu scrii mai repede că ești acolo pe calculation. E mare. Da, Bibi, uite, ai un like de la mine. Și de la okay. mine, Bibi. E mare? Îți mulțumesc. Bloc. Mare, neagră. Paianjen. Paiangan. De X și 0. Tenis. Gata, știu, l-am luat. Ce? Hai, Blăduțiu. Nu cred că nu-mi dau seama. Poți să o faci. Ah, ok, gata. Bine, Blăduțiul, nice. Mai greu, da, cu blonzii. Ok. Ia, ce ai ales, Bogdan? Da, foarte pregătit. Oh my god, oare e de... Ah, câine. Zici că e un lup. Mamă, păi nu era asta. Unicorn. Oh my god, nu e o statuie. Iar a dat un unicorn. Nu, nu este un unicorn. Este altceva, asemănător cu unicornul. Era să vă zic răspunsul. Bine, Bibi, bravo. Haide, Blăduțiu, uite. Uite cât de realistic e Blăduțiu. Nu. Uite, și călărești un copil. Da, era un punei. Ok. Mamă, 3 litere. Ok, ai o mână cu 6 degete sau 5? 5, ok. Gata, știu. Yeah. Yes, da, bravo, băieții mei. Nice. Și fetele mele, bravo. Doamne, ce cuvinte am. Asta am zis și eu. Grele, toate no. Da, aoleu, două cuvinte. O cruce, crucea roșie. Da, da. Crucea da. Roșie. Stai și Doamne ajută. Eu scriu cu Doamne crucea ajută. Verde.
Au. Gata, știu. I. Yes, am prins-o, hai, am prins-o. Bravo, bravo. Nice. Hai că vă zic, aveam vasul lui. Puteam să desenez vasul lui. Dar n-am What? Să desenez vasul lui. Am să desenez altceva. Yeah. Uitați-vă la asta. Hop. Nu. Nu. Nu pot să cred. Vlăduț, vlăduț călduț. Dreptum. Test. Ce? Ce scrie acolo? De rosticin. De, eu nu înțeleg ce scrie. Se. Gata, știu. Gata, am luat-o. Nu l-ai ghicit, eu l-am ghicit. O scris de participare, Bibi. Poate acum ți-e mai ușor. Am descifrat eu scrisul ăla. Diploma de participare, locul 1. Haide, Bib. Asta sunt eu. Ok, Bibi. Ok, asta e Bibi. Bibi, cred că e Bibi. Ah, nu era. Cu un microfon în mână, nu știu. Gata, știu. Conci... ce... Și uite, astea. S-a luat palatul. Gata, știu. What? Ce? Am fi greșit. Gata. Refectorul. Nu zicea că stea aproape. Priviți-o pe asta. Uite, așa. Ok. It's like, I don't know, my hair. Aici ai o oală. Asta cum okay. Se cheamă? Iar nu, vă dau indiciu, fierbe apă, apă. Oală fiertă. Și trebuie să vă gândiți cum e apa dacă e pe foc. Gândiți-vă la jocul ăla cu rece, rece călduț. Ok. Când ești foarte aproape este... Bine, bine, wow. În ultima secundă. Mamă, ce floare e. Este superbă floarea mea, nu? Oh my god. Tei, blânduri din trei litere, ar trebui să fie ușoară. Da, păi. Ăsta de aici. Gata. Ce? Nu. L-am luat. Nu m-am prins. Ignoră florile, vlăduțe. Ignoră florile. Și ce formează? Da. Am încercat să fac două plane, să vă prindeți. Nu m-am prins încă, scuze. Colorează, Bibi, colorează repede, 5 secunde. Dă-i de culoare, poate să prinde. Vlăduțe din 3, are E în mijloc. Haide, poți să faci, poți. Nu! Ai luat-o. Ce simplu era, mamă. Vezi ce cuvânt alegi sau ce faci? Vă rog să mă înțelegeți, sunt pe el, da? Facem pământul. Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Am scris copii. Verbul verbi. Ok. Haideți. Ăla-i copac. Dacă spui că ăla-i copac. Copac gri, n-am mai văzut. Microunde. Încălzire globală. Ce-i chestia asta, prieteni? Oh my god. Aceasta în care omul introduce ceva. Păi zine ce introduce? Introduce o scrisoare, dar e prea târziu două secunde. Cutie postală. Bă, desena bine acum dacă stau să... Ce mă? E ok. Vlăduțul is choosing. Ăsta e corpul unui om și... What? Care e corpul unui om? Că nu înțeleg. Ăsta e corpul unui om într-o parte, gen, taie. Așa și... Cum se numește asta de aici? Gata. Am scris cu doi ghiul. Deci e cu fața aici, domnul ăsta, e cu fața. Ce-i da, fața? Da, cum se vede, adică da. Ai desenat foarte realistic. Da, adică e ok, eu nu înțeleg ce am desenat, vă jur. Da. Nota 10. A, și nu înțelegeam, păi mă uitam că a scris și Bogdan, dar nu înțelegeam ce... Vedea. Nu pot să-l aleg niciunul, pe ăsta mi l-a ales programul, stați un picuț. N-am dislike. Cum, frate, e chiar dislike. Desenează prima dată cuvânt, ăla din trei. Păi n-am cum să-l desenez că e nume. Încearcă măcar. Van Gogh. Don Diablo. Carte... ok. Gata, știu cuvântul, gata. Gata, chiar nu știu. Dan Bursuc. Dar vezi că ai început bine. Primul... Dan... Negru. Gata, știu. Yes. Ei. Mai luat mai repede. Dan Negru. Să-l ghiciți? Nu, lasă, ia ceva bine. Da. Ok, l-am luat, mă duc. La 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 la. Ok. Desenăm ca pe clasa a doua. Tractor, mă. Ok, vă duceți în zona bună. Hai zicem că asta e fața mașinii, ok? Da, ok. Aici dă cu farurile.
De ce nu-mi scrie? N-ai scris bine, n-ai scris bine. Ok, ok. Gata, yeah, am crescut B în loc de P. Pe locul 1 Bogdan. Ce experiență uimitoare. Pe locul 2 Diviș, pe ultimul loc. Eu am crescut pe locul Bogdan, bravo. Mulțumesc, vă mulțumesc. Mersi, mersi. Ok, gata și cu vlogul pe azi. Noi ne-am distrat, sper că și voi. Nu uitați să ne dați un like, share și subscribe. Nu uitați să lăsați multe, multe comentarii, pentru că așa cum v-am obișnuit, răspundem la ele și dăm multe, multe inimioare. Scrieți-ne la comentarii voi ce jocuri online vă jucați acum în carantină. Vă mulțumim pentru întreaga susținere și fiți cu ochii pe Team Bar Fan Club. Vă pregătim multe, multe surprize. Eu am să mă duc să mai citesc niște cărți, că văd că nu prea m-am priceput la Triviador. Măcar unul am câștigat și eu. Ne vedem data viitoare, ne vedem vinerea viitoare cu un alt clip. V-am pupat! Totul Team Bar Fan Club!